după îndelungi așteptări, lucrările de extindere și modernizare a Spitalului Orășenesc din Bălcești au început în această lună. Momentan se lucrează la reabilitarea construcției vechi, după care va fi achiziționată aparatura medicală necesară. Unitatea medicală va avea specialități pentru pediatrie, obstetrică, ginecologie, medicină internă, chirurgie generală, secție de anestezie și terapie intensivă, laborator de analize medicale, radiologie și imagistică medicală. La spital se merge foarte bine. Văd că e o firmă extraordinar de bună. Se lucrează intens de la 1 iunie până 2 iunie. Deja s-a decopertat etajul 2, etajul 1. Deci, sunt acum undeva la parter. Se merge într-un timp foarte, foarte, foarte rapid. Constructorul ne-a spus că undeva în maxim un an de zile cele două clădiri vor fi reabilitate cu tot ce trebuie, cu toate instalațiile aferente specifice unui spital. Normal, lucrările trebuie să deruleze pe un interval de 20 de luni. Acum, dumnealor au spus că se mișcă foarte repede, o să aducă foarte mulți oameni pentru reabilitare și într-un timp consideră dumnealor de un an de zile că cele două construcții vor fi deja reabilitate, modernizate și va urma după aceea partea de dotare cu tot ceea ce trebuie conform proiectului și, bineînțeles, în ultimă instanță, când cele două locații vor fi gata, o să intervină Ministerul Sănătății pentru structura organizatorică a spitalului cu personalul necesar desfășurării activității spitalicești. Cam ce valoare are acest proiect? Este în jur de 4.300.000 de euro. E un proiect destul de valoros, din punct de vedere al valorilor, la standardele care se cer acum, e destul de bine, pot să spun, nu e o sumă atât de mare, dar prin calitatea a ceea ce se va face, se vor respecta regulile Uniunii Europene privind înființarea de noi spitale. Asta, vă știți că e un spital nou înființat, dar spune de cât pe clădirile cele vechi, dar o răspund din punct de vedere al circuitelor, a tot ce trebuie pentru funcționarea unui spital în zilele de astăzi. Spitalul Orășenesc Bălcești va fi funcțional cel mai probabil în 2 ani, după dotarea acestuia și primirea vizelor de funcționare de la Ministerul Sănătății și DSP.